Oamenii din Răchitova au motive de sărbătoare. Administrația locală derulează în prezent un proiect care va aduce apa curentă în casele a 4 din cele 5 sate ale comunei. Peste 2,5 milioane de euro vor fi investiți în realizarea rețelei de apă și canalizare în comuna Răchitova. Este un proiect pe măsura 3.2.2, alimentare cu apă, canal, stație de epurare în 4 din cele 5 sate ale comunei Răchitova. Este vorba de Ciula Mare, Ciula Mică, Boița și Văloara. În acest proiect este un proiect integrat, mai avem și două cămine culturale, este vorba de căminul cultural din satul Răchitova și căminul cultural din Ciula Mică. Proiectul este finanțat aproape integral din fonduri de la Uniunea Europeană și are ca termen de finalizare luna august a anului viitor. Localnicii au fost invitați la o serbare câmpenească pentru a marca astfel câteva dintre realizările administrației locale. Ocazia a fost cu atât mai potrivită cu cât în aceea zi a avut loc meciul de fotbal dintre Cetatea Răchitova și Cerna Lunca Cernii. Așteptăm să vedem ce cum e, deocamdată e în lucru. Da. Proiectul cum vi se pare? A fi bun. Acum cum vă descurcați? Bine, un pic a fost greu că a fost situația cu agricultura, știți? Dar nu ne-au blocat prea mult, ne făceau loc să trecem cu tractoarele. Suntem mândri de lucrările care s-au demarat în comuna noastră și sperăm să curgă apă la robinet cât de curând. La eveniment au participat și personalități locale și județene. Avem șansa, după 25 de ani, de a rupe politica asta bazată doar pe vorbe și pe ură între români. Primarul Dorel Eugen Băiconi le-a mulțumit localnicilor că au avut răbdare și au trecut peste disconfortul creat pe durata lucrărilor la noua rețea de canalizare din satele comunei Răchitova. Însă acum aceștia se pot declara mulțumiți.